După o perioadă cu temperaturi extreme, sucevenii se bucură de vremea plăcută și au ales să se relaxeze la ștrandul din Ițcani. În cursul săptămânii, mii de oameni au vizitat ștrandul pentru a se răcori și a se bronza, mai ales în contextul codului roșu de căldură. Sucevenii au menționat că atmosfera este una plăcută și relaxantă, iar după zilele caniculare, aceștia se pot bucura de o pauză bine meritată de la căldură intensă. Este frumoasă. Da, nu e vremea chiar, e un pic vânt, dar e frumos. Cât de des veniți? De două ori pe săptămână, cum sunt liber. Astăzi e mai răcoare comparativ cu zilele precedente. Da, da, astăzi este mai bine un pic față de căldurile care au fost. Bine, frumos a fost. Soare nu prea a fost, dar în schimb bine a fost. Nu era necesar chiar numai decât și soare. Apă, rest, bine. Venim, cât putem, venim. Cât de des, cum prindem ocazia, venim. Cu zilele, că era mult mai soare, era mai arzător așa. Acum bine, chiar bine a fost. Unul dintre salvamarii prezenți la ștrand a explicat importanța respectării regulilor de siguranță. Azi o zi superbă, relaxantă. Da, incidente sunt mai zilnic. Cam la 2-3 ore sunt incidente, când este full. Dar mai sunt și zile mai relaxate, cum e aceasta. Lumea agitată, necunoscătoare a apei, nu știu să nuate deloc, să îmbrâncesc. Da, copii și oameni adulți al care am sărit. Dar ne facem datoria dimineața până seară, noroc că stăm cu gura pe ei, ca să ne mai scutim noi din incidente, gen. În majoritatea e ok, e bine. Suntem câte doi pe tură, suntem atenți non-stop. Astăzi vi se pare mai lejer comparativ cu zilele caniculare? Da, 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 clar, da, da. Ați văzut ce nebunie e aici, atunci e un haos total. Iar noi patrulăm non-stop între ei și stăm cu gura pe ei ca să fie totul bine. Și toată lumea să plece acasă fericită. Ștrandul municipal din Ițcani este deschis de marți până duminică în intervalul orar 9:20. Prețurile biletelor sunt accesibile pentru toate categoriile de vârstă. Adulți, 23 de lei. Copii, cu vârste cuprinse între 5 și 14 ani, 6 lei. Pensionari, 11 lei. Elevi și studenți, 11 lei.